Citim un singur verset din Efeseni, capitolul 6, versetul 17. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este versetul care ne revine astăzi să medităm asupra lui. Sunt cuprinse în acest verset două arme importante, două piese importante din armura creștinului. Cred că atunci când Pavel a scris această epistolă, a avut în fața lui imaginea unui soldat roman. Și probabil că ați văzut tot felul de desene cu această armură a creștinului, omul, soldatul care are toate aceste arme, care este dotat și care este gata de luptă. În această dimineață vorbim despre două din aceste arme, piese din armură, coiful mântuirii și sabia Duhului, care, așa cum este destul de clar, foarte clar descifrat, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să remarcăm faptul că acest luați, acest verb este la imperativ. Este o poruncă. Luați. Nu este o opțiune. Pentru un creștin, a lua, a purta, a avea coiful mântuirii și sabia Duhului nu este o opțiune. Așa cum pentru un soldat din armată nu este o opțiune să aibă aceste piese de armură asupra lui, să fie dotat. Nu este o opțiune pentru un soldat, pe vremea aceea n-a fost o opțiune să cumva să nu aibă sabia. Așa cum astăzi nu este o opțiune să aibă tot felul de arme sofisticate, care mai de care. Nu este opțiune coiful mântuirii și sabia Duhului. Luați, adică înseamnă a primi sau a accepta ceva în mod deliberat ceea ce ți se oferă. Înseamnă a accepta în mod deliberat ceea ce ți se oferă. Ni se oferă această armură, ni se oferă aceste arme. Luați-le. Este un imperativ. Este, desigur, alegerea fiecăruia să le ia, să le îmbrace, să le aibă sau să creadă că poate și fără. Și din nefericire sunt creștini care cred că pot și fără. Pot și fără să fie încins cu adevărul, pot și fără să fie încălțați cu râvna Evangheliei păcii, pot și fără platoșa neprihănirii, pot și fără coif și pot și fără sabie. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu se poate. Și în această dimineață aș vrea să ne uităm fiecare dintre noi la armura noastră, în ce măsură suntem dotați cu această armură, în ce măsură am acceptat, în ce măsură am luat această armură a cuvântului lui Dumnezeu. În primul rând, aș vrea să înțelegem o legătură care este între aceste două arme, aceste două piese de armură, coiful mântuirii și sabia Duhului. Amândouă, de fapt, s-ar putea face o legătură între cuvântul lui Dumnezeu și aproape fiecare parte a armurii prezentate în Efeseni, capitolul 6. Dar dacă ne referim doar la coiful mântuirii și sabia Duhului, ambele au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun asta? Și am putea înțelege rolul dublu sau multiplu a cuvântului lui Dumnezeu în viața creștinului. De ce spun asta? Pentru că vorbim de coiful mântuirii. Coiful era acea piesă care acoperea capul soldatului, îi proteja capul.
Iar în acest context, coiful mântuirii este vorba despre ceva care ne protejează mintea, ne protejează capul, ne protejează gândirea. Ori, de ce spun că are legătură cu, și aceasta cu cuvântul lui Dumnezeu? Că în ceea ce privește sabia este clar. Sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Acolo lucrurile sunt clare. Dar coiful mântuirii și el are legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este al mântuirii. Ori mântuirea noastră, cum a început? Mântuirea, metanoia, schimbarea minții. Ce înseamnă asta? Înseamnă lucrarea cuvântului lui Dumnezeu la mintea noastră. Deci este o lucrare a cuvântului care a început și care continuă. Pentru că această lucrare a cuvântului care începe cu metanoia, cu pocăința, cu schimbarea minții, ea continuă cu transformarea noastră pentru ca să devenim tot mai mult asemănători cu chipul lui Hristos. Deci, din acest punct de vedere, vedem aici rolul cuvântului, pe de o parte ca și coif al mântuirii și pe de altă parte ca sabie a Duhului. Dar sigur, putem să descoperim lucruri specifice atât pentru coiful mântuirii cât și pentru sabia Duhului. Cum spuneam, coiful era acea, în general erau făcute din bronz sau din alamă și aveau pe dinăuntru o căptușală. Sigur, în anumite circumstanțe puteau să fie făcute și din piele, dar de cele mai multe ori, în special la armatele romane care erau bine dotate, coifurile erau din alamă sau bronz. Vă puteți închipui că erau grele. De asemenea, ne putem închipui că nu era ușor să le porți. Nu era chiar la îndemână. Erau ele căptușite în interior, dar produceau o anumită căldură, greutatea lor. De obicei, ele erau purtate atunci când era un pericol, când se vestea un pericol. Pe de altă parte, acest coif al mântuirii care vorbește despre protecția capului nostru, a minții noastre, are de-a face cu siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii. Este foarte important, din această perspectivă, să avem coiful mântuirii, adică să avem siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii care, desigur, nu se bazează pe ceea ce putem noi face, nu se bazează pe faptele noastre. De multe ori, foarte mulți creștini, dacă îi întreb, e singur, sigur că ești mântuit? Foarte mulți spun, Domnul știe ce-o fi și cum o fi. Sigur, dacă ne uităm la noi, atunci, așa ca și Petru, ne scufundăm. Poate ne demoralizăm. Dar, și din nou, aici are legătură cu coiful care ne dă această siguranță. Coiful pe cap dă o siguranță soldatului. Și din acest punct de vedere, coiful mântuirii, al mântuirii, are de-a face cu siguranța mântuirii noastre. Siguranța mântuirii care nu se bazează pe noi, nu și are originea în noi. Siguranța mântuirii care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu. În trecut, înainte de 89, aveam acele grupe mici, cei mai tineri, așa ca noi, știu despre ce vorbesc, grupele navigatorii, unde, printre altele și primele materiale pe care le studiam au fost siguranțele. Una dintre ele era siguranța mântuirii. Siguranța mântuirii, iar pentru fiecare din acele siguranțe era un verset. Iar pentru siguranța mântuirii era 1 Ioan 5:11.
Ce scrie în 1 Ioan 5 cu 11? Dacă vrei să afișezi, poți să citești și eu de aici. 1 Ioan 5 cu 11. Și mărturia este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine nu-L are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Siguranța mântuirii se găsește în ceea ce Dumnezeu a afirmat, în legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi. În asta stă siguranța mântuirii. Iar coiful mântuirii, foarte interesant că avem un pasaj în Vechiul Testament, e vorba de Isaia 59 cu 17, unde vedem chiar Dumnezeu, la un moment dat, ia coiful mântuirii într-o împrejurare. În Isaia 59 cu 17, e vorba despre Dumnezeu, pentru că în versetul 15, Domnul a văzut și nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut că nu mai era justiție, spune cuvântul, nu mai era dreptate. El a văzut că nu era nimeni, a fost uimit că nu era nimeni care să mijlocească, spune cuvântul. Așa că brațul său i-a adus victoria și dreptatea sa l-a sprijinit. Și acum versetul 17. S-a îmbrăcat cu dreptatea ca și cu o armură și și-a pus pe cap coiful mântuirii. S-a îmbrăcat cu hainele răzbunării și s-a înfășurat cu zelul ca și cu o mantie. Dumnezeu însuși își pune pe cap la un moment dat coiful mântuirii. Care sunt alte motive pentru care este foarte important să avem acest coif al mântuirii, această protecție a minții, această protecție a gândirii? Pentru că mintea noastră este terenul de luptă în războiul spiritual. Mintea omului este terenul de luptă și diavolul atacă la nivelul minții. Chiar dacă ușile, porțile de atac, cum ar fi, așa cum ne spune cuvântul, ochilor, pofta ochilor, lăudăroșenia vieții, dar toate trec prin minte, prin rațiune. Rațiunea, mintea este terenul de luptă. De aceea este important să avem protejat acel domeniu a minții. Și ceea ce ne protejează este coiful mântuirii. Siguranța mântuirii, dacă vreți. Un om care are siguranța mântuirii și care își bazează siguranța mântuirii pe cuvântul lui Dumnezeu, nu va fi dus încoace și încolo ușor de valurile vremii, de tot felul de curente. Deci diavolul vrea să te atace la nivelul minții. Așa a făcut cu Eva. A atacat-o la nivelul minții. Oare, a zis Dumnezeu. Și Eva a început să se gândească. Chiar. Bună întrebare, nu? Și în momentul când a intrat să dialogueze cu diavolul, acela a fost și drumul spre eșec. De asemenea, uitați ce scrie în 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni, capitolul 11. De la primele trei versete, tot Apostolul Pavel zice așa: O, de a-ți îngădui puțină nebunie din partea mea, dar deja mă îngăduiți, că sunt gelos pe voi cu gelozia lui Dumnezeu, fiindcă v-am logodit cu un singur bărbat, ca să-i prezint lui Hristos o fecioară curată. Dar, versetul 3, mă tem ca nu cumva, așa cum șarpele a amăgit-o pe Eva, prin viclenia lui și gândurile voastre să fie pervertite de la sinceritatea și nevinovăția care sunt în Hristos. Eu am citit din această traducere nouă.
David, în ceea ce îi privește pe Corinteni, spune: mă tem ca gândurile voastre să nu fi fost pervertite. De ce? Pentru că diavolul acolo atacă. Diavolul atacă la nivelul gândurilor. De aceea este important să ai coiful mântuirii care te protejează de aceste atacuri ale diavolului, care te stabilizează. Până la urmă, întrebarea este: cine îți controlează mintea? Pentru că cine îți controlează mintea și gândirea îți va controla viața. Atât de important este. De aceea, chiar atunci când cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune să fiți plini de Duhul, înseamnă să te lași controlat de Duhul lui Dumnezeu. Și tot Apostolul Pavel spune că gândurile noastre, gândirea noastră trebuie să fie gândirea lui Hristos. Gândul meu să fie gândul lui Hristos. Toate au legătură cu capul, cu această protecție de care avem nevoie, coiful mântuirii. Această mântuire, cum spuneam, siguranța mântuirii care se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe cine suntem noi, pe ce am făcut noi. Asta este, ne asigură protecția, asta cu siguranță. Ne dă protecția. Un asemenea creștin, a cărui minte este controlată de Duhul lui Dumnezeu, a cărui minte este protejată de Cuvântul lui Dumnezeu, asta ar fi mintea protejată de Cuvântul lui Dumnezeu, acel creștin nu se poate rătăci. Pot să vină tot felul de învățături, pot să vină nu știu cine și nu vreau să dau nume acum. Nu se poate rătăci. Acest creștin, a cărui minte este îmbibată cu cuvântul lui Dumnezeu, este controlată de Dumnezeu, nu se poate rătăci. N-are cum. De aceea este important. Și sigur, acum vorbim de cuvântul lui Dumnezeu, ne putem duce mai departe să ne uităm la fiecare dintre noi și să vedem care este relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. În ce măsură avem programe de citire zilnic a Bibliei. O citim zilnic. Nici nu vă dați seama cât este important. Poate că, sigur, diavolul vine și spune: ce dacă nu citești astăzi? Dar rămâi descoperit. Este acea doză de vitamină spirituală pe care trebuie să o iai în fiecare zi, care să te protejeze, care să te imunizeze. Cuvântul lui Dumnezeu te imunizează la atacurile diavolului. De aceea este important. Întărește, îți construiește, dacă vrei, coiful mântuirii, ți-l întărește, ți-l face tare. El este acolo. Pentru că în final, vorbim despre coiful mântuirii, deci el te protejează, ne protejează locul rațiunii, a gândirii. Coiful în vremea aceea mai proteja ceva, proteja vederea. Erau anumite coifuri care protejau și ochii. Erau coifuri, coifurile protejau urechile. Aveau peste urechi trase de la coif niște plachete, protejau urechile, foarte important. Coiful îți protejează vederea. Vezi tot felul de lucruri. Ce fac? Intră în tine, intră în inima ta? Te destabilizează? Ai văzut o imagine și astăzi, în lumea de astăzi, de la cei mai mici, nu sunt scutiți să vadă tot felul de imagini.
tot felul de imagini care de care mai imorale, mai urâte, se perindă și fără să vrei, le vezi. Ce ai făcut? Protejarea vederii. Ești imun? Ți-a dat cuvântul lui Dumnezeu această imunitate că, da, poți să vezi accidental, dar tu nu privești, nu te lași dus de nas, că ai văzut ceva, ai văzut o imagine. Ai văzut o imagine și oameni care fac tot felul de lucruri scârboase. Și vezi asemenea imagini în mod accidental. Nu se pune problema să cauți așa ceva. Adică vorbim despre altceva atunci. Dar ce se întâmplă dacă ai văzut așa ceva? Dacă n-ai vederea protejată, dacă n-ai imunitate la așa ceva, ce se întâmplă? Auzul. Protejarea auzului. Coiful îți protejează auzul. Pentru că același lucru, auzim tot felul de lucruri astăzi. Ce facem cu ce auzim? Lăsăm să intre, lăsăm să pătrundă, lăsăm să ne afecteze. Coiful îți protejează auzul, îți protejează urechile, coiful îți protejează gura. Și coiful mai ajută la ceva, ajută la identificarea ta. Soldații puteau fi identificați după coifurile pe care le purtau. Ajută. Coiful mântuirii este ca și cum pe coiful tău scrie copil al Domnului. Ăsta e al meu, zice Dumnezeu. Aici, diavole, n-ai niciun succes. Pentru că este coiful mântuirii. Și când diavolul vede asta, el nu are succes acolo. Cât de important este să avem această piesă de armură, coiful mântuirii. A doua piesă din armura descrisă în acest verset 17 este, așa cum am văzut, sabia Duhului. În primul rând, este sabia, este a Duhului, nu este a noastră, nu-i de fabricație omenească și este cuvântul lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri sunt importante. Acum, când de multe ori când am citit versetul acesta, sau poate când l-ați citit, v-ați închipuit acele săbii lungi pe care le vedeați în tot felul de lupte din vechime. Nu e vorba, așa cum spuneam, această imagine vine din imaginea soldatului roman, iar soldații romani aveau săbii scurte, un fel de cuțite mai lungi, puse la brâu. E vorba de o asemenea sabie, scurtă, dar care avea două tăișuri. E vorba de o asemenea sabie. Important este că cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că această sabie este cuvântul lui Dumnezeu. Deci aici nu avem loc de interpretări, ce-o fi sabia asta. Este cuvântul lui Dumnezeu, spune foarte clar. Dar trebuie să înțelegem că atunci când cuvântul spune că sabia aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbim de o carte. Nu este o carte, nu este Biblia ca și carte. Nu. Chiar dacă poate să aibă 35 de kilograme, precis, nu-i vorba de așa ceva. Nu-i vorba de o carte. Aici, și nu-i vorba nici de Logos. În Ioan, când spune cuvântul s-a întrupat, acolo e Logosul. Folosit cuvântul Logos care s-a întrupat. Aici e vorba de... nu-i Logos, e vorba
termenul este rema. Cuvântul lui Dumnezeu, rema. Iar rema înseamnă cuvântul revelat. Cuvântul descoperit. Adică, să nu cumva să creadă, poate că unii mai folosesc Biblie, cel puțin Bibliele mari, că ăsta nu prea poți să te lupți în felul ăsta, dar Bibliele mari le pot folosi ca și arme. Bărbații cu nevestele și așa mai departe. Nu-i vorba de așa ceva. E vorba de rema. Cuvântul revelat, cuvântul descoperit. Cuvântul pe ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit ție în mod personal din cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce ai citit, din ceea ce ai meditat, din ceea ce ai memorat. E vorba de acel cuvânt. Rema, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că acel Duhul lui Dumnezeu folosește acel cuvânt, acea descopere, acel rema, îl folosește în mântuirea noastră, în transformarea noastră, în acel cuvânt devine eficient în viața noastră. Acel cuvânt, rema, e vorba de acel cuvânt. Și e vorba de o sabie cu două tăișuri, așa cum spuneam. Evrei, capitolul 4, versetul 12, ne spune același lucru. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și activ, lucrător, mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri. Este pătrunzător până la delimitarea sufletului de duh, a încheieturilor de măduvă și în stare să judece gândurile și pornirile inimii. Despre acest cuvânt este vorba. Despre această sabie cu două tăișuri. Vă dați seama, e foarte important acest verset, 12 din Evrei. Mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri, asta este cuvântul lui Dumnezeu, rema, pătrunzător până la delimitarea sufletului de duh, a încheieturilor de măduvă și în stare să judece gândurile și pornirile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu, rema. Vedeți, prea ușor sărim noi să judecăm și să ne judecăm unii pe alții. După acest cuvânt, cel care poate să judece lucrurile tainice ale omului, lucruri legate de motivație, este cuvântul lui Dumnezeu, este Duhul lui Dumnezeu care folosește rema, această sabie ascuțită cu două tăișuri. Este singura piesă din această armură prezentată aici în Efeseni, este singura piesă, singura armă ofensivă. Toate celelalte sunt defensive. Ne apără. Coiful te apără. Platoșa te apără. Adevărul, brâul adevărului, iarăși. Această sabie cu două tăișuri este și de ofensivă. Pe de o parte, este cuvântul lui Dumnezeu și avem exemple în cuvântul lui Dumnezeu din care înțelegem cum a fost folosit la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu ca o armă ofensivă. Și o să revin la aceste exemple. Tot legat de sabie, avem acea imagine în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 15. Este imaginea lui Iisus Hristos, acea imagine extraordinară, unde spune cuvântul Domnului, dacă pot să-l afișez și traducerea respectivă, din gura lui ieșea o sabie ascuțită,
ca să lovească cu ea neamurile. El va conduce cu un toiac de fier și va călca teascul vinului mâniei aprinse a Dumnezeului Atotputernic. Este imaginea lui Iisus Hristos la a doua lui venire, care vine pe un cal alb și are această sabie în mâna lui, această imagine. Vedeți, săbiile fizice, ele se tocesc, se uzează pe măsură ce o folosești, o sabie fizică. Această sabie a Duhului, pe măsură ce o folosești, se ascute mai mult. E o diferență uriașă. Moise a încercat diferența între a folosi o sabie fizică sau a folosi această sabie a Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Moise a început să facă dreptate, să-și folosească în mod figurat, putem spune, sabia. L-a omorât pe egiptean, a început să facă dreptate. A văzut că este nedreptate. A greșit. Pentru că Dumnezeu l-a trimis în școală, școala pustiului, 40 de ani, să învețe mânuirea unei alte săbii. Și când a venit în fața lui Faraon și a spus din partea lui Dumnezeu cuvântul ce se va întâmpla, lucrurile au fost total diferite. Petru, în râvna lui, folosește și el la un moment dat sabia și taie urechea robului. Și Domnul Iisus nu-l aprobă. Le spune, nu așa, Petre. Nu cu asemenea săbii veți cuceri lumea. Nu în felul acesta Evanghelia va ajunge până la marginile pământului. Nu. Bine, cruciații mai târziu n-au înțeles, pentru că au fost amestecați cu tot felul de alte interese politice. Și-au luat și ei sabia. În istoria bisericii vedem asta. Și n-au făcut bine. Este o pată. Bine, până la urmă, pe istoria pe care ei au vrut să o scrie. Nu neapărat pe biserică. Cine înțelege lucrurile. Dar nu cu sabia. Nu cu sabia fizică. Nu. Nu cu lupta. Așa cum la începutul pasajului, noi n-avem de luptat unii împotriva altora. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Împotriva cărnii și a sângelui mergi cu sabia fizică, dar noi n-avem de luptat, de dus o asemenea luptă. Noi avem de dus o luptă unde aceste săbii fizice nu ne ajută, dimpotrivă, ne descalifică. Avem de dus o luptă în care avem succes, avem parte de izbândă doar folosind această armură. Doar folosind sabia Duhului. Doar atunci și numai atunci. Avem exemplu cel mai elocvent, cel mai minunat, cel mai frumos, și anume Domnul Iisus Hristos, care a folosit sabia cuvântului. Și de fiecare dată, când a fost, după ce a fost dus de Duhul în pustie și a fost ispitit, a fost ispitit de diavolul, Domnul Iisus i-a răspuns, este scris. Exemplu cel mai frumos, cel mai minunat de a folosi sabia Duhului. Este scris. Și a fost biruitor. Legat de această sabie, care, cum spuneam, era vorba de o sabie scurtă, ascuțită, două tăișuri, și legat de ceea ce am citit în Evrei, capitolul 4, versetul 12, această sabie care are capacitatea să judece simțurile, motivațiile, să separe sufletul de duh. Mintea omului este la nivelul sufletului, aparține de ceea ce numim suflet, mintea.
această sabie pătrunde acolo, încât face clare lucrurile între mintea omului și etajul superior, care este relația cu Dumnezeu, care este conștiința. Motivațiile omului pot veni din rațiunea lui, din mintea lui sau din conștiința lui. Deosebirea o face doar această sabie cu două tăișuri, cuvântul lui Dumnezeu, rema. Și cum spuneam, de ce este important? Este importantă relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum putem să dobândim această sabie? Cum putem să dobândim coiful mântuirii? Cum putem să știm că este acolo? Cum putem să știm că avem această sabie a Duhului în mâna noastră și putem să o folosim? Cum putem? De aici importanța relației noastre cu cuvântul lui Dumnezeu, a relației cu Biblia, citirea cuvântului, această disciplină spirituală care este relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu și care, desigur, n-ar trebui să se rezume doar la o citire sumară. Sau poți să citești, dar citește până acolo încât să știi că Dumnezeu ți-a vorbit din ce ai citit. Nu contează neapărat cât citești. Sigur, e bine să avem disciplina citirii, să citim ceea ce ne-am propus în fiecare zi și nu-i mult. Avem acest plan de citire lejer, am putea spune. Două capitole pe zi nu sunt multe. Dar citește până acolo încât să ai răspuns la această întrebare. Ce mi-a vorbit Dumnezeu din ce am citit? Poate nu-ți vorbește prin toate versetele pe care le-ai citit, dar prin ceva, printr-un verset măcar, trebuie să spună ceva. Trebuie să auzi ceva. Atunci ai legătură cu rema, interacționezi cu rema. Dacă n-ajungi la stadiul ăla în care să știi că Dumnezeu ți-a vorbit ceva din cuvântul pe care l-ai citit, din ceea ce ai auzit, atunci rămâne doar un exercițiu care nu te ajută prea mult. Când citești, simplu, lucrurile nu sunt complicate. Stai și așteaptă vocea lui Dumnezeu. Doamne, ce vrei să-mi spui? Vor fi momente când vei citi și vei auzi din start vocea lui Dumnezeu. Vei auzi ceva personal pentru tine, pentru viața ta, din ceea ce citești. Asta este extraordinar. Înseamnă că ai acces la sabia Duhului, o primești. Dar există poate momente în care va trebui să faci un efort. Va trebui să stai, să nu te grăbești, să mai citești odată. Doamne, vreau să înțeleg ce vrei să-mi spui. E util să scrii așa ceva. Să scrii gândurile tale. În felul acesta nu faci altceva decât să primești din ce în ce mai mult, să începi să utilizezi această sabie a cuvântului, sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Coiful mântuirii și sabia Duhului. Două piese de armură, două arme care, dacă lipsesc unui creștin, este o țintă sigură pentru cel rău. Pentru că, vedeți, dacă îți lipsește o singură piesă din această armură descrisă în acest capitol, în capitolul 6 de Cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că nu-ți lipsește doar una. Asta e problema.
Nu poți să spui, mă descurc și fără sabie că am coiful. Nu merge. Mă descurc fără coif că am brâul adevărului. Nu funcționează. Mă descurc fără brâul adevărului că am platoșa. Neprihănire. Aios neprihănit. Am listă. Îți demonstrez. Uite aici lista mea. Pe toate le-am făcut. Și tânărul bogat a făcut așa. Dar ești neprihănit. El avea o platoșa lui, a neprihănirii lui proprie, pe care și-a fabricat-o. Și a vrut să se justifice. Uite, merge și așa, nu merge. Problema este că dacă îți lipsește o piesă din această armură, se prea poate că îți lipsesc mai multe sau toate. Și atunci e grav. Atunci e grav. Pentru că un soldat fără armură, vă dați seama ce șanse are în fața războiului spiritual, ce șanse are să rămână în picioare în această lume, mai ales în această lume. De aceea este important și cum spuneam, cam toată această armură, toate aceste piese din această armură au de-a face într-un fel sau altul cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să vedem data viitoare că există aici o armă secretă. Se va vorbi duminica viitoare. Dar armura prezentată până în acest verset 17, toate aceste piese de armură au de-a face mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Putea să le luăm pe rând și să vedem această legătură. Brâul adevărului, Cuvântul lui Dumnezeu, platoșa neprihănirii, vorbește despre dreptate, legătura cu Cuvântul lui Dumnezeu, toate acestea. Important este să nu-ți lipsească niciuna. Iar astăzi, sublinierea este coiful mântuirii și sabia Duhului. Coiful mântuirii, acea mântuire, acea siguranță a mântuirii care nu se bazează în noi, nu și are baza noi, ci în promisiunea lui Dumnezeu, în ceea ce Iisus Hristos a făcut. Pentru da, sunt mântuit, pentru că cred că Iisus Hristos a murit pentru mine. Sunt mântuit pentru ceea ce a făcut El în viața mea. Sunt mântuit. Aș vrea să ne ridicăm pe picioare și să stăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vreau să stăm într-o rugăciune și fiecare dintre noi să medităm cum stăm cu sabia Duhului, cum stăm cu coiful mântuirii. Ne este protejată gândirea. Ne răstoarnă orice gând de învățătură, orice zvon, ne răstoarnă, intrăm în confuzie, nu mai știm ce să înțelegem, nu mai știm unde e adevărul. Uite ce zice ăla, uite ce zice celălalt, unde o fi adevărul. Oamenii trăiesc în asemenea confuzii. De ce? Pentru că mintea le-a fost atacată și n-au avut coiful mântuirii și au pătruns acolo tot felul de asemenea gânduri care îi destabilizează, care îi tulbură. Dacă ești într-o asemenea situație, ai nevoie de coiful mântuirii. Un creștin care are coiful mântuirii, are mintea controlată de Duhul lui Dumnezeu și nu este ca frunza pe ape, nu este destabilizat de orice vânt de învățătură. Nu. El știe ce are de făcut. Își cunoaște chemarea și menirea pe pământul acesta. Și acționează ca atare. El este stabil, este așa cum spune psalmistul, ca un pom care este sădit lângă ape. Unde a prins rădăcini. Știe care este scopul, direcția și menirea. Dacă ți-e mintea confuză, ai nevoie de coiful mântuirii. Amin?
Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu. Fiecare ne cunoaștem, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare mai bine decât noi, dar să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu ăsta sunt, am nevoie de coiful mântuirii, am nevoie să știu că e acolo, ca să nu mai fiu dus încoace și încolo, purtat de orice vânt de învățătură. Hai să stăm înaintea lui Dumnezeu, în această rugăciune, să ne analizăm și să spunem, Doamne, eu ăsta sunt. Dacă ai nevoie de sprijin în rugăciune, poți să vii aici în față, să ne rugăm unii pentru alții. Haideți să ne rugăm cu toții.